Bună, dragilor, sunt Simona și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi un haul de la DM. Eu sunt de ceva timp ambasador DM și de aceea am fost la cumpărături în această lună și am luat o grămadă de chestii utile pentru casă și nu numai. Iar pentru că astăzi este o zi minunată, am crezut că o să am soare pentru filmat, dar se tot plimbă soarele, se tot plimbă norii. O să avem și fluctuații de lumină, probabil, cum se întâmplă și acum. Dar nu contează, pentru că vreau să vă arăt o grămadă de lucruri pe care mi le-am luat și sper să vă încânte și pe voi ce haul am astăzi pregătit. De această dată am lăsat-o un pic mai moale cu partea de beauty, așa că m-am orientat spre alte lucruri care îmi erau utile și necesare. Și vreau în primul rând să vă zic, legat de haul anterior de la DM, că mi-am recumpărat acest ceai pe care mi l-am luat și atunci, a fost super bun, l-am terminat pe tot și mi-a plăcut la nebunie. Este cel cu aroma africană, cu moringa, echinacea și alte plante care am văzut că îmi fac foarte bine și la răceală și la stomac și de aceea vi-l recomand cu mare drag, este un ceai genial. Acesta este din gama DM Bio și sunt multe produse la DM care sunt din gama aceasta de bio, dacă vă interesează. Apoi, pentru diverse utilități, mi-am luat niște șervețele umede, pentru că niciodată nu poți avea destule șervețele umede. Sunt Baby Love, tot gama DM și miros foarte frumos, sunt cu mușețel și au 80 de bucăți, parcă, da? Și am văzut că aveau și lase de două pachete sau șervețele în acestea puse într-o cutie în aceea de plastic ca să reziste mai bine. Să fiu super enem cu acest clip și o să vă arăt ce îmi pică la mână din sacoșă. Mi-am luat și niște șervețele în acestea normale pentru uz divers. Eu sunt răcită și am zis că ar trebui să-mi refac stocul pentru că se pare că nu mai scap de răceli. Așa că acestea sigur o să fie utile, sunt tot de la DM și sunt cu niște ursuleți super drăguți și îmi place că sunt destul de micuțe, așa că pun capul la fix în geam. Ce mai am pe aici? Mi-am luat pentru bucătărie niște lavete din acestea. Sunt niște lavete foarte interesante, sunt așa subțirele și absorb bine umezeala, le poți folosi la bucătărie să ștergi farfuriile sau să ștergi poate bufetul când se udă sau ceva. Și am mai avut la fel, doar că erau pe albastru și sunt super faine. Acestea sunt de la Profissimo și este un set de 10 bucăți. Dacă rețin eu bine, că nu văd, da, 10 bucăți. Nu vedeam unde scrie. Și sunt super, super, super faine. Tot pentru bucătărie mi-am luat și un detergent de vase. Este unul pe culoarea verde. Nu pot să zic că miroase a mere, are un miros așa mai acrișor. Și mai avut, cred că, pe altă culoare și mi s-a părut ok și de aceea am zis să-l recumpăr și în altă variantă. În ultima vreme n-am mai mâncat spaghete, am mâncat doar macarone parcă și am zis să-mi iau și niște spaghete de la DM Bio. Sunt Volcorn Spaghetti și sunt cu grâu integral eco și am auzit că s-ar fi foarte bune și am zis să mi le iau și pe acestea, să le încerc. Și în ton cu asta mi-am mai luat ceva. Pentru sosul spaghetelor sau pentru alte întrebuințări mi-am luat și un ketchup care este într-o cantitate destul de mare, este la sticlă de sticlă și îmi place mult acest lucru, tot de la DM Bio și are 70% tomate și sunt tare curioasă cum este. Știu că am mai avut ceva de la DM, dar nu mai rețin exact ce. Dar am mai testat ketchup-urile acestea la sticlă de sticlă și sunt multe dintre ele foarte, foarte bune și am zis să încerc și varianta asta. Mi-am mai luat și ceva ce pofteam și mai consum așa din când în când, un smoothie, tot de DM Bio, și este un smoothie de măr, lime, mango și maracuia. Eco, abia aștept să văd cum este pentru că îmi place combinația de mango cu alte fructe și cred că o să fie așa dulce acrișor și am văzut cum mai aveau vreo două sau încă trei arome și sunt tare curioasă, cred că aveau și ceva cu zmeură, dacă nu mă înșel. Dacă îmi place acesta, sigur o să încerc și din celălalt. Pentru gătit am luat și un ulei din acesta de floarea soarelui, zice că este ulei pentru prăjit și mi-a plăcut că este și într-o cantitate destul de mare, are 0,75 litri. Este tot de la DM Bio și sunt curioasă cum se comportă. Pare destul de ok așa după cum se vede la consistență, dar o să vedem testele la bucătărie. Mi-am luat și un snack, mi-am luat un baton de la Ma Baker, am tot văzut batoanele acestea prin mai multe magazine, mai ales la DM. Scrie că este made in the UK și are oats, vegetable oils, sugar, coconut și sunt super curioasă cum este pentru că are și cocos
și mi-e place la nebunie cocos, după cum vă mai ziceam în trecut, și mi-a plăcut și faptul că este un baton așa destul de moale, nu este nici acela tare ca să-mi rup dinți. Super, super random, am mai luat la bucătărie și un filtru pentru scurgerea de la chiuvetă, pentru că trebuia schimbat acela și am găsit acesta, este tot de la Profissimo DM. Apoi pentru la baie și nu mai am luat și acest detergent universal care curăță foarte bine. Mai erau câteva modele din câte rețin și acesta mi s-a părut așa mai interesant și am zis să iau pentru că este nevoie întotdeauna. Am mai luat și un burețel în acesta pentru lustruirea pantofilor, pentru că acum dacă tot plouă, se pune praf pe ghete, se mai strică așa aspectul lor și este foarte util acest burețel. Am mai luat și ceva ce am tot vrut să iau, dar nu știam dacă se iau spumă sau varianta aceasta lichidă de la Palmolive, zice că este un hand foam wash. Este pentru spălarea mâinii în principiu, dar poți să-l folosești și la alte lucruri. Este un produs care e lichid și în momentul în care pulverizezi de așa, se transformă într-o spumă. Eu am avut ceva asemănător de la Bath & Body Works și mi s-a terminat și nu-l mai găsesc și am zis să caut ceva asemănător și cred că acesta o să fie un înlocuitor bun. Este cu citrice, miroase super, super bine acrișor, dar mai aveau încă o variantă, nu mai țin minte exact cu ce, dar aceasta mi s-a părut mai pe gustul meu. Și cred că ultimul produs din acest haul este ceva ce tot zic să încerc și nu apuc, este un șampon uscat de la Balea, care este tot așa un brand al DM-ului. Este 6 în 1 șampon uscat și zice că este Balea șampon uscat vis de flori și chiar miroase drăguț așa. Acesta nu prea miroase pentru că era nedesăcut, era un produs desăcut acolo și l-am mirosit. Se simțea mirosul interesant în capac și am zis că să-l testez și eu. Mi se pare foarte fain pentru că are un preț bun, este 9,99 lei sau cea de genul. Și au și alte variante, au și pentru blonde și pentru brunete, iar acesta mi s-a părut așa universal, ca să zic. Și să vedem cum se comportă, pentru că în perioada aceasta rece încerc să mă spăl mai rar pe păr ca să nu răcesc toată ziua, bună ziua, și șamponul uscat mă ajută să-i dau așa și un volum părului și să-l aranjez mai bine. Și da, this was needed. Acesta a fost haul-ul de astăzi. Am luat chestii super, super random. Am zis să mă rezum la lucruri mai utile pentru casă, pentru că machiaje și din astea cam am în perioada asta și poate cu altă ocazie, dacă văd vreo noutate aparte, o să-mi iau. Am văzut că la partea asta de beauty au băgat și multe produse noi și am văzut și niște concealere noi care mi se păreau interesante, dar m-am rezumat la ce era super necesar acum. Și sunt curioasă cum mi s-a părut haul-ul, dacă vă plac haul-urile de acest tip, o să mai fac cu siguranță. Eu mă uit deseori la haul-uri din acestea random și este așa o activitate foarte nice. Așa că cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un like și subscribe la acest canal și comentariile voastre sunt super, super bine primite în partea de jos și sunt și curioasă dacă aveți magazine de DM în orașele voastre, pentru că știu că nu se găsesc chiar peste tot, așa că nu uitați, comentați jos. Până data viitoare, vă urez o zi faină și ne auzim câte curând cu un nou clip. Bye, bye!